găsit. Guvernul vrea să interzică plata în numerar pentru cumpărăturile de terenuri, case și mașini, indiferent de valoarea acestora. Atât cumpărătorul cât și vânzătorul ar risca o amendă de 20% din valoarea tranzacției, potrivit unui proiect de ordonanță obținut de Mediafax. De asemenea, guvernul introduce noi plafoane privind plățile maxime pe care firmele le pot efectua zilnic în numerar, precum și plățile în numerar pe care poate să le facă populația către firme. Astfel, plățile în numerar între firme și către persoane fizice vor fi limitate de la 10.000 la 2.000 de lei. În cazul depășirii plafoanelor stabilite, se aplică amenzi de 20% din suma încasată sau plătită, care depășește plafonul pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 de lei. Acordarea de către operatorii economici a unor avantaje clienților pentru efectuarea de plăți în numerar se amendează cu sume cuprinse între 3.000 de lei și 4.500 de lei. Numărul românilor care vor petrece în acest an Valentine's Day într-o destinație externă va crește cu 20%, deoarece sărbătoarea este la începutul weekendului și pentru că evenimentul este din ce în ce mai mediatizat în România. Cele mai căutate destinații sunt, după cum arată rezervările, Roma, Viena, Praga, Paris și Barcelona, potrivit portalului de turism Vola.ro. Se pare că Parisul a rămas în top și întotdeauna s-a cerut mai ales de Valentine's Day. Roma a urcat pe primul loc în clasament, nu doar pentru că este o destinație ieftină, ci și pentru că este percepută ca un oraș romantic. În plus, companiile aeriene au promoții în această perioadă. Prețul unui city break la Paris de Sfântul Valentin pornește de la 300 de euro de persoană și acoperă biletul de avion cu taxele incluse, 3 nopți de cazare în cameră dublă cu mic dejun și asigurarea de călătorie. Același pachet, dar la Roma, poate fi cumpărat la tarife începând de la 175 de euro de persoană. La Viena sau la Praga de la 200 de euro de persoană, în timp ce pentru Barcelona, un tânăr îndrăgostit trebuie să scoată din buzunar cel puțin 250 de euro. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!